Hristos a înviat astăzi, în acest episod, Darkseid 2012 a adus-o pe mama strictă în lumea bebelușilor din Minecraft la un concurs de construit, dar acesta a trișat și a trollat-o în ultimul hal. Sunteți curioși de reacția mamei stricte? Înainte să descrieți în comentarii cum credeți că a reacționat. Acum, vizionare plăcută! Hai mă, Darusele, mamă, iar m-a dus și lumea ta de bebeluși la concurs de construit sau la ce mai adus de la ta să ia orice construcție la alegere. Ok, Darusele, și cum adică, ce, ți-a venit să facem orice construcție? Chiar n-ai fost inspirat să găsiți o construcție anume pe care să o facem amândoi, să ne dăm seama care construiește mai frumos și care nu? Nu, așa că mami, hai pleacă, hai, hai să construim, mă cheamă Darusele. Ce să construim, mă, Darusele, ia mă să văd ce mi-e mesez acum, mami mi-a strictă și urâtă, de data asta și am scris, Darusele, mă mai faci și urâtă, hai chestii ne simți, Darusele, deja, tot asta mă chem ca să văd eu scrisul ăla, de-aia mă chem după mine, nu să faci tu mișto de mine, ha, 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 foarte amuzant, ce deci, dacă se ia 100 de lei, ha, mă, Darusele, deci tu, astăzi, cum adică mă să facem orice dorim noi să construim, Darusele? Da, pe și bine, hai, du-te acolo, Darusele, dar dă-mi și tu căscuță de-aia sau ce trebuie să-mi dai, Darusele, ca să ne-am zis. Acum, uite, ia, hai! Bine, hai, hai, odată, hai, 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 doamne, iartă-mă, Darusele, că deja ești nerva în casă, icuță, normal, ca dar fiecare dată, e bine, hai că nu mai vreau cu Darusele, bă, ce să construim astăzi, Darusele, vreau să construim ceva random, ok, păi ce aș putea să construiesc, habar n-am, nu știu, fiți atent, pentru început, a, fiți atent, să am eu, fac eu chestii așa, de chestii din astea, nu știu, așa, să fac un fel de vulcan, ceva de genul, sincer, habar n-am, mă gândeam să fac, cred că ar fi ok să fac un fel de vulcan, dar trebuie să iau și niște de astea mai pe negru, concret sau cum se numesc mă astea. Ce de astea să mă ia? Astea cred că sunt ok, sincer. Și dacă mai iau și flame din acela flint în stil, de fapt ar trebui să iau din acesta foarte frumos. Cred că o să fac niște chestii. Dar să mama, ești foarte amuzant. Vezi că ți-ai dat aia pe cap, dar să-le. Ce faci cu ea? De ce ai venit aici? Ce voia? Iar voiai să-mi faci prank, dar să-mi... Bine, dar să-l da pleacă, că iar vrei să-mi distrugi cu să-mi să lasă-mă că... Mami, ce vreau să zic este... Îți face pălăria mea? Da, dar să-l am văzut-o, mi-ai arătat-o de atâtea ori, dar să nu vrea pălărie ca ta, doamne, iartă-mă cu pălăria asta, ok, mamă, deci venim să-l prostul ăsta, doamne, bine că a plecat acum. Hai să ne pucăm să facem aici, bine că nu începusem să fac eu, că altfel vedea și el ce construiam aici, în fine, nu mai contează. Hai să ne apucăm aici, să facem așa o formă din asta, nu știu exact, o să facem ceva, o formă random aici, să construim foarte frumos și cred că o să ducem aici foarte mult din acesta. O să vreau să fac un vulcan și pe lângă vulcan vreau să fac așa cum ar fi într-o junglă cu dinozauri, cu asta, dar nu știu exact dacă o să fac dinozauri, fiindcă, dar cred că o să fac ceva random așa să fie ca și cum asemănător cu un dinozaur sau ceva de genul, dacă știți ce zic. Și acum hai să construim aici foarte frumos, facem asta, facem vulcanul să arate bine. Bă, eu zic că într-un final o să arate vulcanul chiar super tare, chiar sunt curios sincer cum o să arate și chiar sunt curios ce o să facă și Darusel. Bine, hai să vorbim curioasă, că acum sunt costumată maică sau cum a venit practic și aici în cașcă cu casul mai sau... Deci sunt foarte curioasă ceea ce să construiască fiul meu, dar se astăzi, eu o să-l bat 100%, că dar se cam fraier, el deci așa, așa de felul lui, dar se chiar este super fraier, nu înțeleg cum este fiul meu, dar mă rog, facem aici, continuăm asta, îl ducem pe tot până deasupra, dar hai să mai vrem, dar se mama, mă auzi, dar se ce faci acolo? Eu construiesc! Da, construiesc, dar se pe și ce te-ai gândit tu să faci, zi și mie așa, spune-mi ceva, castel! Eu... Castel, dar se, doamne, iartă-mi, cum castelul, hai bine, dar se le, ok, ia, face dar se castel, nu știu ce face el pe acolo, dar în fine, mai că s-aia, uite aici foarte frumos, construiește un vulcan cu junglă, cu toate astea, ca pe evul mediu, ca în trecut, cum ar veni când trăia un dinozaur și da, poate reușesc să fac și un dinozaur, dacă mă duce pe mine, dacă sunt foarte talentată, eu o să fac și un dinozaur, și chiar sunt curiosă, chiar dacă ar putea să iasă un dinozaur, mișto, în fine, hai că terminăm asta aici, după aceea, practic, ducem acolo sus frumos și o să ne apucăm de junglă și după aceea încercăm să facem și un fel de dinozaur, dacă o să ne iasă, hai să vedem. Bun, acum mă apuc de interior aici să facem, deci cam așa arată din exterior vulcanul acesta. Bine, o să-l mai retușeze puțin să-l fac mai frumos. După să facem și jungla, încercăm și cu dinozaur dacă o să ne iasă ceva, facem ceva random. Acum trebuie să ne apunem să punem magma bloc pe aici foarte frumos, prin partea asta. Și să punem și niște, cum să spunem, să punem, de fapt, hai că punem direct lavă pe aici, fraților, că nu cred că ar fi ok. Adică, până la urmă, să vede doar partea asta și tot așa. Venea, punem lavă să se ducă și în partea asta ceva de genul așa, din partea asta și după aceea o să mai zicem să vină lavă tot pe partea asta, uitați-vă prin pânzele astea în care ar putea să iasă fix pe aici, le duc și pe aici, ar putea să iasă, deci duc și pe aici așa, aici să fie lavă, deci în aici drumul la foc cum ar veni să fie tot foarte frumos, trebuie să punem și magma cube pe aici, pentru că așa ar trebui să fie prin zonele astea, deci atenți, hai că pun aici, ca și cum să înconjur, să înconjurez aici practic toată zona asta de magma cube, că oricum pică, să nu se ducă practic nici lava super, super departe și să fie ceva oarecum, bă, până la urmă chiar trebuie să fie magma cube în jurul acestuia, pentru că până la urmă
Așa este la un vulcan, se află magma și punem pe aici, prin jur. De fapt, cred că ar trebui să fie oarecum retușat, că sincer așa dă cam ciudat să fie doar așa, sincer. După părerea mea, dar hai că ducem și pe aici, facem așa bam 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 bam. Asta este tot practicul se numește aici tot vulcanul. Asta este vulcanul pe care eu l-am făcut. Ce să cât de cât ok, nu este cel mai grozav vulcan pe care l-am făcut vreodată, bine că n-am mai făcut în viața mea, cred că un vulcan. Dar acum hai să ne apucăm de jungle, de junglă, cum ar veni foarte frumos. Și uitați-vă cum o să facem jungla aceasta, să facem super super tare. Hai că luăm loc, luăm cu din acesta, se pare mai interesant. Deci luăm din acesta. Și acum am apucat direct aici de junglă. Jungla asta practic nu o să fac cu blocuri cum ar veni, cu copaci. Deci o să-i fac copaci natural făcuți de mine, nu de ăștia din Minecraft cum ar veni, să fie fix făcuți de mine, de mâna mea, foarte frumos, pentru că mie oricum mie îmi place mereu, mi-a plăcut să fac niște copaci din aceștia, niște palmieri din aceștia, aș putea să spun sincer. O să fac ceva de genul așa, după aceea hai să ne apucăm și de, dar nu știu cum aș putea să fac un dinozaur, sincer, nu m-am mai gândit, dar până la urmă facem o creatură așa misterioasă, că nu trebuie să facem ceva, oh, că până la urmă și dinozauri erau niște creaturi așa mai ciudate, care oricum nu mai există și nu știe nimeni 100% real, adică cum ar arăta, poate să fie și un dinozaur pe care o să-l fac eu aici, poate chiar o fi existat, cine știe, dar nu mai zicem prea multe, am făcut asta, lăsăm așa. Hai să zicem acum, ducem unul în partea asta și să ducem ceva mai mare, mă gândesc că să ducem puțin mai mare, dar înainte toate, hai să mai fremiști cu Darcel. Mama Darcel, ce faci acolo? Eu bine, uite, fac un copac, un palmier. Un copac și un palmier, pe Darcel, ok, păi ce faci, mă, să faci ca mine, what? Așa, Darcel, ce mai faci tu pe acolo? Am făcut și ce am făcut, ceva cu lavă, e prea urât. Cu lavă, Darcel, bă, what? Interesant. Bine, dar o să le va apucat acolo să faci. Eu continui aici ce mai am eu de făcut. Dar mai am mult de făcut? Nu, mamă, puțin. Pa, puțin, ok, bine, dar hai, dar să le pa, succes acolo și vedem după mama, la final. Mamă, dar să le, dar vreau să dai o notă serioasă la ceea ce construiesc, da? Dar și tu să dai. Păi eu oricum eram, am, dar să le înfine numai când să lasă un pace, că deja mă enervez cu vorbitul ăsta tău. Ok, bă, fraților, bă, ce facem, dar să le, că a zis că face copac, a zis că face palmier, a zis că face ceva cu lavă. Bă, mi-e teamă că parcă face ceva asemănător cu mine. Mamă, fiți atenți că mi-a venit o idee, deci mi-a venit o idee, copacul ăsta de-l fac acum să fie o formă de asta mai ciudată cum ar veni, ca și cum chiar ca pe vremuri, de un copac de ăsta sinistru, așa foarte ciudat, uite să cum arată trunchiul ăsta. Și de aici o să duc eu niște frunze din acestea, mamă, deci stai din copacul ăsta, cred că o să iasă super genial, chiar sunt curioasă cum o să iasă într-un final, bă, e mișto rău de tot copacul ăsta. Bă, e mișto forma și chiar sunt curioasă cum o să apară într-un final toată forma, hai să uităm din momentul ăsta, bă, arată cât de cât oarecum ok, sincer, hai să ducem și în partea asta tot așa, ducem și așa cum ar veni. Bam 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 și în partea asta și în partea asta. Ma, bă, e genial, mă, chiar e genial, chiar e genial. Îmi place cum arată. Bă, cam atât o să lăsăm pe ăsta, sincer, copacul acesta. De fapt, hai să punem și pe aici pe deasupra, că ar trebui, sincer, să punem partea de deasupra. Și da, altceva, nu știu ce mi-a putea să mai fac. Cred că ar trebui să mă mai ocup de un palmier pe care o să-l facem în partea asta, ceva de genul fix aici. Și pe ăsta o să-l facem tot așa, ceva, o formă de asta mai ciudată și o să-l facem de unul. Nu o să-l facem de mai multe, asta o să-l facem de unul, dar o să-l facem să se ducă așa din mai multe dase, din mai multe ramuri. Bine, ăsta chiar nu e ca palmier, e un fel de copac, dar o să-l ducem oarecum palmier. Dar ăsta o să arate chiar genial. Sunt niște forme așa mai ciudate, pentru că până la urmă așa ar trebui păi, să fie. Cred că așa era și pe vremuri, când nu existau oameni, practic nu era omenirea, când erau doar dinozauri și așa ceva. Erau niște de astea mai ciudate și asta vreau și eu să fac acum, să implementez cum ar veni să fie ceva ciudat, ce nu s-a mai văzut până acum. Că până la urmă facem o construcție random și să ne vină niște, să avem niște idei de astea, niște inovații șmechere, super tare, niște idei super geniale, pentru că chiar sunt foarte curioasă cum mă descurc eu la construit așa random și dar să-l ce să construiască, că maica sa deja nu-l mai suport, adică chiar nu-l mai suport, sincer, că e super enervant. Bă, arată ok și ăsta chiar arată așa, nu știu, estetic, ceva de genul, ăsta este tot ce am făcut. Acum, hai să luăm niște chestii, cum mi se face dinozaur? Bă, din câte știu, hai să luăm și noi concret, sincer, sau teracotă, cred că o să iau teracotă, da, o să iau teracotă, mamă, chiar seamănă cu dasele dinozaur teracotă. Hai să punem cumva la partea de picioare și asta să punem cumva la partea de cap de toate astea și o să facem cu black din acesta, cu de care să luăm black hole din acesta, să facem și ochișorii pe care iare și mă gândeam să mai facem și niște, să luăm și niște slebă de astea ca și cum să punem niște dinți, chiar ar arăta super ok, dar acum hai să vedem cum am putea noi să facem, deci ducem ăsta așa cum ar veni, două picioare așa și punem și două în spate, ceva de genul, sau nu, fiți atenți că facem cu niște picioare pe care le are deja în aer, ceva de genul o să facem.
asta chiar sunt curios cum o să iasă, sunt foarte curioasă. Și fiți atenți, asta este partea din spate, și acum hai să ducem ăsta așa ceva de genul partea, forma asta de dinozaur. Chiar sunt curioasă cum o să iasă, dacă o să iasă ceva șmecher, că până la urmă dinozaur nu cred că am mai făcut în viața mea, nu cred că am mai încercat. Dar bă, mă, vedeți că arată, chiar arată interesantă forma, sincer, chiar arată super interesantă forma, dar să sperăm că totuși într-un final o să fie interesant și dinozaurul, nu mai forma asta de început ce arată acum, pentru că, bă, dar până la urmă oricum e o creatură de asta misterioasă care ar arăta oricum oarecum ciudat, random, și până la urmă trebuie să arate totul sinistru, pentru că asta este cum ar veni tematica la noi, să arate totul sinistru. Dacă vă uitați la copacii ăștia, sunt foarte ciudat, niște forme ciudate, și așa ar trebui să arate și ăsta, sincer. Acum hai să mă apuc și în partea asta, hai că ducem direct cum ar veni direct în partea asta ceva de genul. Astea sunt mânuțele pe care le are mamă, deci chiar mâinile astea chiar arată grozav, sincer, chiar arată ca și cum ar fi de un pterodactil, ceva de genul, să zic, că ar putea să fie, sincer. Arată chiar ochiuț și acum cred că ar trebui să ne ocupăm de partea capului, nu? Sau ceva de genul, cred că. Dar și în partea asta trebuie să ducem foarte multe chestii. Dar să mai vorbim cu Darius Elzinger, să nu mai auzi eu pe fiul meu, să vedem ce mai face pe acolo. Darusel, mă auzi? Mamă, Darusel, da, ceva? Da, mami, da, da, mami, da. N-ai terminat încă? Nu, n-am terminat. Na, eu mai am puțin oarecum, mai fac aici, fac un animal ceva, Darusel. Tu ce mai faci pe acolo? Eu bine, mami, bine, uite, fac bine. Bine, dar să le faci bine, hai, lasă-mă în pace, dar să le, că eu o să termin aici de făcut tot ăsta și cam atât, atât zic, dar să le, dar terminește acolo mai repede, că eu mai am foarte puțin și cred că o să termin cam repede, dar să le, mama, așa că dă-te repede, construiește acolo, pentru că eu o să termin. Ai terminat, dar să le, păi, a, bine, hai, așteaptă-mi și pe mine, că eu mai am puțin, să nu vii la mine, bine? Okay. Dar să dai o notă sinceră, ok, hai, ok, hai să vedem în ce în partea asta, ceva de genul așa, dar să le, mamă, deci, dar să le, cred că a terminat, mama, trebuie să stau și eu, ok, nu cred că mai fac nimic, sau hai să facem un fel de asta așa la spate, ca și cum are o coadă. Mamă, dar vedeți că arată genial. Chiar arată ok, chiar mi se pare că de cât ok. Dar să vedem cum o să-i facem partea asta de cap, mă, fraților, că nu știu cum o să-i fac partea asta, capul până la urmă, cum o să arate capul. Dar hai că mă ocup de partea asta din spate ulterior după. Acum hai să vedem cum o să facem aici. O să facem ochii, trebuie să-i facem, să-i punem cum ar veni din partea asta undeva oarecum. Nu trebuie să fie cum ar veni direct în față, ceva de genul, sincer. Dar bă, am văzut ceva acolo, mi s-a părut. Cred că am văzut, cred că mi s-a părut mie. Ia să vedem. Acum punem dinții în partea asta, cum arată dinții ăștia, mă, arată genial, sincer, chiar arată ok, chiar îmi place cum arată. Și aici punem cea de genul așa, băi, și cam ăsta cred că e, bă, nu e ceva grozav crocodil, dar chiar arată cât de cât oarecum ok. Dar să, mamă, să știi că eu am cam terminat, sincer, am făcut animal, am făcut ce mai făceam eu pe aici, tu ai terminat, sincer, să vii la jumătate sau? Nu, mami, uite, mamă, dar să, căscuța, folosește căscuța, nu mai construi acolo, folosește căscuța, că nu te aud. Ok, dar, mami, fii aminte, eu am vrut să mai fac ceva și acum fac ceva. Da, știi. Ce vorbești acolo, dar să nu te aud, mă, dar să le lasă construită și folosește căscuța, trebuie să-ți ții căscuța în mână ca să te aud, ai uitat? Ok, ok, deci am terminat, mami, eu m-am gândit să fac altceva și n-am terminat. Acum așa chiar o continui să construiesc, ok, a, bine, dar să le, a, ok, hai că mai fac eu aici, că am văzut, trebuie să fac, cred că niște urechi, sincer, ceva de genul, cu ar veni să-i punem aici un fel de corniță, ceva de genul, să aibă urechiușe din astea, cam asta o să fie, da, bă, fraților, chiar arată ok, așa, bine, e un fel de balor, sincer, nu e chiar un de asta ce voiam eu să zic, un T-Rex ceva. De fapt, oricum arată ca un dinozaur, sincer, dar ca atât o să fie. Băi, dar să le, mamă, eu l-am terminat, am terminat totul, o să vin la jumătate. Tu ce mai faci? Mai mult sau că ai zis, mai parcă ziceai că e gata. Păi da, zic că e gata, acum mă minți? Da, eu mai vreau să fac ceva și nu, m-am plictisit de tine. Bine, dar să, dar folosește căscuța aia când vorbești cu mine, ce nu înțelegi la că te aud ca naiba, dar să le, dacă nu folosești căscuța. Ok, mami, acum merge? Da, dar să le, și spune ce mai faci tu acolo, dar să le, eu vin la jumătate, să știi, și îți mai dau un minut la dispoziție și gata, dar să le, că deja mă enervez, okay, pe mine. Ok, okay, pa. Pa, dar să le, mamă, dar mă enervează, mă, copilul ăsta, ok, știți, atins, că o să-i fur eu banii de acum, o să iau direct de aici, o să iau de aici să nu vadă nimic și toate astea, i-am luat banii foarte frumos acum și acum îl așteptăm pe dar să termine, dar să le, mamă, mă, ce faci acolo? Ba, dar să vezi că se vede puțin din construcție, dar nu mă mai uit, m-am dus aici, mă uit în partea mea, bine? Mă uit, stai cu minte, da! Bine, mama, hai mai repede, cât mai, zi pe bune! O, mami, dar lasă-mă în pace, nu poți să lași domnul să construiască, vai ce enervant ești! Da, dar să vezi, parcă tu nu făceai așa, în fine, hai, lasă-mă, pa! Gata, mami, fii antenă, hai să vedem ce ai construit! Bine, dar să le, hai să merge la mine, dar să le, mamă, ia uite ceea ce am făcut eu aici, este o junglă mai terifiantă, dar să le, cu un dinozaur aici și vulcan, îți place? Mami, mami, ce e asta, mami? Mami, ce? Mami, ce e asta, mami? Bă, dar să, mamă, când m-ai trolat? Bă, când ai făcut asta? Ai, mă, dar să, îți bă, ce-ai bătut joc,
construit-o, mă, dar să ți-ai bătut joc. Dani, nu mai știu cum e aia. Nu, dar să nu mai da, termină, gata, dar să le nici măcar nu. Mă, dai la final, în primul rând, lasă să vadă toată lumea, mă, dar să ți-ai bătut joc de toată asta. Am făcut și eu frumos, nu mai știu cum era, mă, dar să... Darusel, nu mai sparge, am zis, nu mai sparge, că zici asta, în primul rând, zici și tu, Darusel, îți place cum arată tot, tu ți-ai bătut joc, mă, Darusel, hai, lasă-l așa cum asta. Mama, uite la piciorul tău arată, băi, dar îmi face ce scuze așa. Bă, dar să-ți am mai zis, să nu mai faci așa, să nu mai fii așa nesimțit cu mine, mamă, și să dai o părere sinceră. De ce ai schimbat asta? Ok, le schimbai după și distrugeai, dar nu acum, dar îmi zile. Zici și părere ai, dar îmi îți place, îți nu-ți place, zi, dar nu mai schimba asta, mă, că ți-ai bătut și tot asta. Mami, da, bă, da, ochii, unde sunt ochii? Uite, urechile! Uite, ochii, ce, dar însele, ochii sunt într-o parte, că așa sunt ochii, dar însele la dinozauri și la animale de genul, dar însele, tu gândești? Tu nu știi cum sunt ochii la dinozauri? Tu știi măcar ce era dinozaur, dar însele? Nu, mami, nu știu! Bine, dar însele, Dani, nu știu să vorbi, dar însele, ți-e greu să vorbești, omule, bă, dar însele, dar, bă, dar însele, de ce nu te duci la școală, dar însele? Tu chiar vrei să intrăm în scandal, să te trimit la școală, dar însele, să mergi cu mine legat de mână la școală, dar însele? Mami, 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 asta aleacă, vulcanul, trei copaci și un dinozaur, asta e, așteaptă acolo! Bine, doamne, mamă, ce enervant e copilul ăsta, bă! Vulcan, un dinozaur și trei... Mami! Cine te-a copiat, mă, pe tine, Darusele? Cine te-a copiat? Darusele, dar nu-ți mai bate joc, zic și părere tu, Darusele, îți place? Uite-te la fiecare, în primul rând, hai să vorbim prima oară despre vulcan, Darusele. Ce părere tu de vulcanul pe care mama ta l-a făcut? Îți place sau nu-ți place? Ia vulcanul, ia vulcanul, ia vulcanul! Da, mă, da! Ce efect mișto e, da, Darusele, a fost interesantă chestia asta, dar nu mai sparge, gata. Ha, mă, Darusele, ți-ai bătut joc, gata, nu mai sparge, zi, mă, ce părere, Darusele, dar să-i zi, dar Darusele, dacă venea Rafael aici, nu să-i neva și el dacă tu nu-i dădeai, cum ar fi, că dacă venea Rafael ca spectator între noi, da? El dacă voia să afle o părere, Darusele, nu se enerva când auzea la tine același lucru, nu se plictisea, așa că dă niște părere, Darusele, calma, zi ce părere ai de vulcan. Și acum, cum l-ai făcut tu, îți place sau nu-ți place vulcanul? La vulcan. Păi și ce părere ai, ce, mai o tași cu copiatul ăsta, zi, Darusele, dar trebuie să vorbești pe bune, zici ce părere ai tu de el, îți place sau nu? Nu-mi place, pentru că uite, are magmausul ăsta aici și uite, are prea multă lavă, mami, trebuia dacă mai puțină. Da, Darusele, că vulcanul îl controlezi tu, nu e ceva natural de se controlează. Da, bine, eu sunt șeful naturii. Bine, Darusele, șeful naturii, acum de copaci îți plac formele copacilor, Darusele, că sunt așa mai cărft, mai blestemate, mai ciudat. Dar să le mai terifiante. Îți plac formele la copacilor? Da, mami, seamnă cu tine. Ți-am zis. Ce am zis, mami. Da, dar să le ce mi-ai zis, că nici Dumnezeu nu vrea să te fac auzi. Dar să le am. Ok, am înțeles, foarte amuzant. Dar să le ce părere în schimb de acest frumos dinozaur pe care tu l-ai schimbat, nu mai știu cum era fața, dar așa, per total, dar să le place sau nu-ți place dinozaurul ăsta? Asta, mami, ia să dacă intru înăuntru, acum eu sunt dinozaurul! Hai că ești prost, dar să le mamă, dar să le mamă, iar le distruge, așa doar simțit ești, mă, dar să le niciodată, nici măcar n-ai dat notă până acum, mamă, frate, mă, e nesimțit copil, îți bă, juc de mama ta, mă, așa e nesimțit, dar să le... Hai, lasă-mi în pace, ia, zi ce notă îi dădeai per total la tot, dar să da notă sinceră, te rog eu, sinceră, mamă, fii sinceră, dar să le... Nota, fiantă, mami, nota, o să vină în 3, 2, 1, nu s-a notat-o, pentru că tu mai ai că eu s-a notat-o, dar pentru că m-a copiat vinul. Bine, dar răbdare, deci îmi dai nota 8, dar răsele, ia, ce-i făcut, ce mă, ăsta e pudel, ce-i ăsta, dar răsele, ia, ce-i făcut, bă, dar răsele, ăsta e pudel, mă, pe bune, dar, aia, mă, dar răsele, tu chiar m-ai copiat, ai făcut un vulcan, trei copaci și un fel de dinozaur, care e pudel la tine, câine pudel, vai de capul, dar răsele, vezi că copia n-are valoare, niciodată copia nu bate originalul, da? Doamne, uitați la Darusel, e prea prost copilul ăsta, n-am știut cu cine, el mă cheamă la concurs de concert, o cheamă pe maică, va? Să-și pierdă timpul, Darusel, asta fac să îmi pierzi mie timp, hai lasă-mă în pace cu prostile astea tale, Darusel, că deja m-am enervat, hai lasă-mă în pace, du-te unde... Kick Darusel 2012, gata, hai lasă-mă în pace, ești nesimțit, Darusel, pa! Și mami! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.